americanii au o grămadă de legi total rezonabile care interzic lucruri cum ar fi deținerea unui tank, deținerea unui urs sau a unui lansator de grenade. Dar în Green Bank, Virginia, ar fi legal ca un urs să folosească un lansator de grenade într-un tank atât timp cât nu folosește radioul tankului. În acest dreptunghi, folosirea oricărui aparat care emite unde radio este ilegală. Asta pentru că aici există cel mai mare telescop radiomobil din lume, telescopul Green Bank. Acest gigant are o zonă de colectare cu un diametru de 100 de metri și multe alte tehnologii foarte complicate, cum ar fi reflectorul parabolic în afara axei, în concluzie, este un telescop foarte performant. Acum e timpul pentru un minut de fizică. În principiu, undele radio, floricelele de porum care pognesc în cuptorul cu microunde, lumina pe care o vedem în ochii cuiva, ultravioletele care ne bronzează vara și si razele X pe care cei de la aeroporturi le folosesc pentru a verifica bagajele sunt toate același lucru, unde electromagnetice. Diferența dintre ele constă în frecvență, intensitate, lungime de undă și nivel de energie. Telescoapele normale care doar măresc obiectele pe care le vedem în spațiu și cu care fix asta facem ne limitează în a vedea doar lucruri ce pot fi văzute. Cu un telescop radio, pe de altă parte, vedem lucruri care nu pot fi văzute și sunt în afara gamei de raze pe care ochiul uman le poate percepe. Pare că poți vedea o mulțime de lucruri în spațiu atunci când privești printr-un telescop radio. Poți descoperi stele noi, poți căuta valuri gravitaționale, apă pe comete sau chiar forme de viață extraterestră. Cercetătorii care fac asta ar fi induși în eroare de Wi-Fi-ul pe care unii îl folosesc să se uite pe TikTok. Iată motivul pentru care acest dreptung există, pentru a asigura un nivel cât mai scăzut de interferențe provenite din alte surse care emit unde radio, astfel încât telescopul să aibă cele mai bune șanse să detecteze undele radio provenite din spațiu observăm că este un dreptung destul de mare, mai mare decât Belgia, dar trebuie menționat faptul că Wi-Fi-ul nu este interzis în toată zona respectivă. În majoritatea zonelor sunt restricții care interzic stațiile radio sau alte tipuri de emisii care folosesc transmițătoare puternice. La nivel de restricții este o formă de cercuri după cum urmează. La 16 km nu ai voie să folosești niciun aparat care să emită mai mult de 9 microvolți pe metru. La 14,4 km nu ai voie să folosești niciun aparat care se emită mai mult de 8 microvolți pe metru. La 12,8 km nu ai voie să folosești niciun aparat care se emită mai mult de 7 microvolți pe metru. Iar la 11,2 km nu ai voie să folosești niciun aparat care se emită mai mult de 6 microvolți pe metru și si tot așa până la 3,2 km unde nu mai ai voie să folosești nimic care ar putea cauza interferențe telescopului. În In această zonă nu se mai pot folosi telefoane mobile, Wi-Fi sau cuptoare cu microunde. Green Bank este în acest cerc de 3,6 km, dar semnalul la telefoanele mobile începe să dispară încă de când intri în cercul de 16 km. Aceste restricții sunt legiferate în statul american West Virginia, iar încălcarea lor are consecințe. Pentru fiecare zi în care cineva folosește un aparat care este interzis în interiorul zonei, persoana în cauză va primi o amendă de 50 de dolari, dar restricțiile sunt și mai dure pe măsură ce te apropii de telescop. În această zonă unde locuiesc majoritatea celor care lucrează la telescop, orice aparat wireless este complet interzis, iar orice alte aparate electronice trebuie folosite în camere speciale care nu le permit undelor electromagnetice să iasă. Dar aceasta este zona cu cele mai mari restricții. Sunt interzise toate aparatele electronice cu excepția celor necesare și aprobate de către cei de la observator. Și mai interesant este că acolo au nevoie doar mașinile diesel deoarece bujiile de la motoarele pe benzină emit unde radio foarte slabe. Legile diferite din zona Green Bank au atras și o mulțime de oameni diferiți, anume electrosensibili. Aproximativ o treime dintre oamenii care locuiesc acolo se consideră electrosensibili, adică cred că undele radio îi fac să se simtă rău. Chiar dacă dovezile științifice care confirmă această condiție medicală sunt foarte limitate, Green Bank rămâne un loc în care cei care vor să evite undele electromagnetice se pot refugia. Este probabil singurul oraș modern și locuit din lume în care undele electromagnetice aproape că nu există. Este totuși o nebunie să credem că undele electromagnetice ne pot afecta sănătatea, deoarece acestea au existat încă de la începutul universului. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!